Bun găsit! După aproape 2 luni de izolare, mulți am ajuns să suferim de sedentarism, ceea ce ne-a afectat destul de tare. Unii ne-am îngreșat, alții am simțit că nu mai avem energie sau durerile de spate s-au făcut resimțite. Jani Costache ne spune astăzi care sunt mușchii care au avut de suferit din cauza zilelor întregi petrecute pe canapea. Bună, Andreea! Bună tuturor! Din cauza inactivității fizice din ultima perioadă și a statului îndelungat la birou sau pe canapea, musculatura corpului are foarte mult de suferit, probabil că resimțiți deja aceste efecte. Cea mai afectată parte a corpului este musculatura spatelui, care asigură buna funcționalitate a coloanei vertebrale, dar pe lângă musculatura spatelui, musculatura abdominală, tonusul musculaturii abdominale, care participă în respirație și asigură buna funcționare a sistemului digestiv și stabilizarea coloanei lombare, precum și musculatura stabilizatoare a articulațiilor. Tot acum vedem și ce exerciții putem face pentru a ne reveni în formă sau pentru ca metabolismul nostru să revină la normal, ori să slăbim unde este cazul. Este un exercițiu foarte complex care lucrează pe musculatura stabilizatoare a gleznelor, genunchilor, șoldurilor, precum și pentru tonifierea musculaturii abdominale și musculaturii spatelui. Este clasica cumpănă, o puțin modificată, sunt sigură că ați făcut-o cel puțin o dată în viață când erați copii. Venim cu tălpile paralele, genunchii ușoară, flexie, bazinul în poziție neutră, mă lungesc, mă înalț. Îmi imaginez că ceva mă trage prin creșterea capului, rulez umerii și trag omoplații către jos, ridic bine brațele. Pune palma dreaptă pe șoldul drept, stabilizează bine bazinul. O să facem 10 repetări pe un picior, după care schimbăm piciorul. Nu uitați că puteți face exerciții și cu anumite instrumente pe care le aveți în casă, spre exemplu o coadă de mătură sau un cordon. Ne așezăm cu fața în jos pe abdomen. Luăm coada de mop. Puțin mai larg decât nivelul umerilor, apucăm coada de mop. Tragem de umerii înapoi, stabilizăm umerii omoplații și presăm pubisul în sol. Bărbia este retrasă către gât, privirea este către sol, fără să ridic pieptul, ridic brațele și trag deasupra omoplaților. Inspir, expir. Acest exercițiu este foarte, foarte bun pentru îndreptarea spatelui, pentru corectarea atitudinii cifotice. Din nou, puteți să faceți serii de câte 10 repetări. 3 serii, 4 serii de câte 10 repetări. Următorul exercițiu, ducem coatele pe linia umerilor într-un unghi de 90 de grade între brațe și antebrațe. Fruntea rămâne pe sol. Din nou, tragem de umeri sus, departe de urechi. Ridicăm coatele simultan, ridicăm foarte puțin piciorul drept. Atenție, aici pubisul presează lejer în sol. Inspir. Din nou, nu ridic pieptul, nu fac extensie, nu ne dorim asta. Ridicăm coatele, brațele deasupra solului și ridic piciorul drept, activez fesierul drept, lungește piciorul drept, rămâi cu fruntea pe sol. Și să vă rog să aveți cordonul aproape de voi. Tragem de tălpi cât mai aproape de oasele bazinului. Lungim brațele, împingem umerii departe de urechi, partea din spate a gâtului este lungă. Inspir, pregătesc pe expir, rulez, împing prin zona lombară și ridic bazinul.
O să ne folosim de cordon. Datorită sau din cauza spatului foarte îndelungat pe scaun, mușchii schiogambir se scurtează. Este nevoie să întindem. Întindem piciorul stâng, îndoim genunchiul drept și apucăm talpa piciorului cu cordonul. Cât mai aproape de talpă, dar fără să ridic umerii spre tavan, las umerii coborâți pe sol, gâtul lung. Este foarte important ca zona lombară să nu fie lipită de sol, să păstrez zona lombară în curbura ei fiziologică. Piciorul stâng activ și întind genunchiul drept, împing partea din spate a genunchiului către direcția, către peretele din față. Și trage cu brațul drept să deschizi, să așezi talpa dreaptă paralelă cu solul. Și de aici trage tu cât simți, până simți întindere în spatele coapsei. Stai până la un minut și respiri profund. Și poți repeta acest exercițiu de 3 ori. 3 minute pe fiecare picior. Ridicăm întotdeauna de pe o parte și sus. Așadar, spor la mișcare, acum că ieșim din perioada de izolare, poate aveți mai mult chef. Ne revedem și mâine!